Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Ei bine, astăzi m-am gândit să vorbim despre un subiect un pic mai profund, un subiect pe care cu toții îl simțim la un moment dat în viață, cu toții avem dureri, cu toții avem dezamăgiri, cu toții avem momente în care simțim efectiv că ne doare sufletul. Avem o durere acută, avem efectiv o durere care se poate simți și la nivel fizic, nu doar la nivel energetic. Ne simțiți dărâmați din toate punctele de vedere și nu știm ce să facem în acest sens. Eu generic numesc această stare criza sufletului, o criză efectivă energetică în care suntem la pământ din toate punctele de vedere, în care sistemele noastre de valori poate sunt date peste cap, în care toate apăsările exterioare ajung să ne influențeze stările interioare. Din păcate, întâlnesc din ce în ce mai mulți oameni care traversează o astfel de criză a sufletului, o astfel de devitalizare totală, o astfel de durere continuă și foarte mulți dintre ei, din păcate, trăiesc cu această suferință foarte, foarte mult timp. Fie pentru că nu știu ce se întâmplă cu ei, fie că sunt prea orgolioși să ceară ajutorul, fie că pur și simplu a devenit un mod de viață să trăiești în suferință. De fapt, acest concept de criza a sufletului se referă la o experiență profundă și personală, adesea neliniștitoare, de a pune sub semnul întrebării scopul nostru, viața noastră, acțiunile noastre, valorile, credințele și natura existenței personale. Ajungem să ne simțim străini în viața noastră, să ne simțim străini în corpul nostru, iar motivele sunt foarte multe. La nivel generic, putem vorbi foarte ușor despre o stare de devitalizare, o vibrație energetică foarte joasă, pierderi constante ale sufletului, un SN foarte mic, un DH foarte mic, o lipsă de comunicare cu divinitatea sau o lipsă de funcționabilitate a chakrelor. Însă, la nivel material, planetar, la nivel de pământ, trebuie să ne dăm seama ce, de fapt, ajunge să provoace această criză a sufletului și am să vă dau câteva exemple. O criză a sufletului poate fi manifestată prin foarte multe întrebări existențiale. Ajungem cu toții uneori în viață să ne întrebăm despre sensul vieții, care este scopul nostru, ce trebuie să facem, care este natura existenței noastre, sunt întrebări pe care le primesc și eu de la voi, întrebări la care, dacă acordăm foarte multă energie și ne gândim doar la asta, fără să ne trăim viața aici și acum, vom ajunge să ne devitalizăm, pentru că, de fapt, scopul nostru este în prezent în fiecare zi. Nu încercați să mergeți foarte mult cu aceste întrebări existențiale. Sunt gânduri care apar pentru fiecare dintre noi, dar sunt gânduri care, din fericire, ar trebui să fie doar gânduri foarte, pe termen foarte scurt. Nu încercați să vă legați foarte mult de ele. O altă posibilitate care poate duce la o criză a sufletului este pierderea sistemului de credință. Atunci când se întâmplă lucruri mai urâte în viața noastră, putem ajunge să ne pierdem încrederea în Dumnezeu, să ne pierdem încrederea în ghidaj, să ne pierdem efectiv încrederea în tot ceea ce știam. Iar asta ne scade vibrațional foarte mult și ne poate aduce din nou în fața unei dureri sufletești fantastice pe care nu ne putem descrie. Un alt concept este noaptea întunecată a sufletului, care într-adevăr poate duce sau poate apărea în timpul unei crize a sufletului. Este un moment de fapt de creștere spirituală acesta, un moment în care trebuie să ne confruntăm cu toate luptele interioare pentru a obține o perspectivă spirituală mai profundă. Această noapte întunecată a sufletului apare de obicei la cei care sunt pe drumul spiritualității, poate uneori cei care înglobează prea multe informații fără să știe când să se oprească sau înglobează prea multe informații, dar nu practică nimic din acestea. Un alt lucru care ne poate duce la astfel de senzații, de durere sufletească, este perioada de transformare și de creștere. Și aici discutăm și despre transformarea și creșterea spirituală, dar și transformarea și creșterea la nivel uman.
Sunt foarte multe dezamăgiri de-a lungul vieții, poate niște examene pe care le pierdem și noi vrem să ne transformăm în adulți și nu ajungem să întâmple asta odată, sau să creștem din ce în ce mai mult, poate pe partea financiară, pe partea de carieră, dar lucrurile sunt blocate. Și asta ne vor duce din nou la o scădere a vibrației, la lipsa încrederii în noi și, bineînțeles, la blocaje prin gândirea negativă perpetuată în fiecare zi. Un alt motiv de la care putem ajunge la această criză a sufletului este lipsa integrării umbrei. Noi am vorbit despre umbră și o să vă spun din nou că umbra este acea parte negativă, acea parte întunecată din noi, face parte din fiecare dintre noi și nu putem fugi de ea. De aceea trebuie să ne acceptăm și această umbră pe care să o integrăm în structura asta de lumină, o acceptăm ca fiind prezentă, însă nu trebuie neapărat să se și manifeste. Aici cel mai bine este să practicăm foarte multă iertare cu noi. De asemenea, mulți ajungă la o criză sufletească atunci când își pierd autenticitatea. Atâta vreme cât tu nu ești autentic, nu poți să-L simți pe Dumnezeu. Atâta vreme când nu ești autentic, nu poți să-ți trăiești propria viață, nu poți să te bucuri de propria viață. De aceea, autenticitatea trebuie să facă parte din noi în fiecare zi, lucru pe care vi l-am spus de nenumărate ori. Însă, mare atenție, în momentul în care noi nu mai suntem autentici și doar ne lăsăm controlați din exterior sau de niște tipare mentale negative sau de niște credințe limitative din copilărie care nu sunt de fapt ale noastre, ne îndepărtăm de la suflet și din nou sufletul începe să dea semne și să doară. O altă modalitate prin care putem ajunge în fața acestui episod de criza sufletului este și pierderea cuiva drag din jurul nostru sau despărțiri foarte multe sau decese sau efectiv suferințe nemărginite în dragoste, pentru că asta îți fragmentează sufletul. Când pierzi pe cineva, tu lași bucăți de suflet acolo. Când cineva pleacă pe lumea cealaltă, din nou sufletul tău plânge foarte tare și lași bucăți din suflet. De aceea este extrem de important ca de fiecare dată când simțim că ne lăsăm bucăți de suflet, să ne recuperăm sufletul și aveți diferite metode despre care am vorbit în unul din videourile anterioare. Mai mult de atât, și apariția noilor credințe, să spunem, poate deveni un motiv care poate duce la o suferință profundă a sufletului nostru, deoarece atunci când tot universul tău se dă peste cap, tot ceea ce știai, tot ceea ce simțeai începe să devină un pic mișcător, dacă au nesim mișcător, încep să te întreb dacă tu ești acolo unde trebuie, dacă tu ceea ce ai făcut până acum ai făcut bine, dacă în ceea ce ai crezut, ai crezut bine. Aici trebuie să vă spun un singur lucru foarte simplu. Nu încercați să divagați de la ceea ce simțiți. Aici intuiția voastră vă va spune clar care este calea fiecăruia. Există foarte multe modalități de exprimare a spiritualității. Există foarte multe modalități în care putem să percepem religia, putem să-L percepem pe Dumnezeu, dar aceste lucruri sunt absolut personale și fiecare dintre noi le simțim într-un fel. Așadar, chiar dacă apar sisteme noi, de noi de credință, rămâneți pe drumul vostru, pentru că dacă v-a fost bine până în acel moment, cu siguranță va fi și în viitor. Este important de reținut că o criză de suflet este o experiență profund personală, dragilor. Iar cei care intră în această criză pot, bineînțeles, să navigheze diferit prin această criză a sufletului în funcție de credințele, experiențele de viață, creșterea spirituală, mediul cultural și tot așa. Deși pare o experiență extrem de liniștitoare, este o experiență prin care cu toții trecem la un moment dat. Și având în vedere că este o experiență personală, încercați să rămână cumva personală, la modul în care să nu vă comparați cu alții care au trecut prin asta. Fiecare simțim diferit. Însă, ok, am detectat motivele pentru care putem să ajungem într-o astfel de criză a sufletului, dar cum facem să ieșim de acolo? Și vă dau niște metode simple care se aplică la mai multe situații.
Însă, cu siguranță, dacă veți aplica măcar câteva dintre ele, criza aceasta sufletească va fi mai simplă. Unul la mână trebuie să înțelegeți că o criză a sufletului nu trece de pe o zi pe alta, este nevoie de răbdare, este nevoie de acceptare. Și doi la mână, pentru unii poate dura mai puțin, pentru alții mai mult, în funcție de cât de mult vor să iasă din această criză. În primul rând, avem nevoie de autoreflecție atunci când simțim aceste lucruri pentru a detecta exact ce se întâmplă cu noi, care sunt motivele care ne-au adus în acest punct, de unde vine durerea asta, este a noastră sau este o pierdere de suflet și luați toate acestea și puneți-le pe o foaie de hârtie frumos și încercați să detectați exact ceea ce se întâmplă cu voi. Alocați-vă timp vouă să simțiți ceea ce vă spune mintea, ceea ce vă spune sufletul. O altă modalitate, dacă simțim efectiv că nu facem față, atunci trebuie să căutăm ajutor. Și când zic să căutăm ajutor, spun să vorbim cu o persoană apropiată, să găsim un terapeut, să vorbim cu el, să vorbim cu unul dintre părinți sau cu o persoană care simțim că ne putem deschide, pentru că odată ce rostim acele lucruri cu voce tare, cu siguranță vom primi și răspunsuri la nivel interior mult mai profunde sau de ce nu poate și persoana respectivă prin experiența ei sau lui de viață ne va da sfaturile necesare. O altă modalitate pe care trebuie să o implementați într-o astfel de criză de suflet este acceptarea. Să acceptați că în acel moment voi treceți prin acea durere, că acea durere este temporară și că depinde de voi să cât de mult va ține sau cât de puțin va ține. Acceptați că e nevoie să treceți prin asta pentru a evolua, pentru a înțelege mai clar mesajul pe care divinitatea vi-l dă. După ce ați acceptat acest lucru, este clar că ceea ce v-a adus până acolo nu a fost bine. De aceea înseamnă că voi trebuie să și îmbrățișați schimbarea. Însemnând că trebuie să vedeți tot ceea ce ați făcut greșit pe momentul de față, trebuie să vedeți tot ceea ce voi nu ați vrut să implementați sau să acceptați în viețile voastre, urmând ca transformarea și schimbarea să vină prin acceptare ca și prin pas. Acceptați schimbarea și veți putea să depășiți această criză a sufletului mult mai ușor. Mai mult de atât, poate că unii dintre noi ajungem într-o criză a sufletului pentru că suntem foarte latenți, poate pentru că efectiv ne limităm doar la acea zonă de confort a noastră și asta poate provoca o criză a sufletului, de aceea este important ca de-a lungul vieții întotdeauna să explorăm noi perspective. Să ne implicăm în activități poate pe care nu le-am făcut până în acest moment, să citim anumite cărți care până în momentul de față nu au prezentat un interes sau care am judecat noi foarte ușor mesajul lor, pentru a putea să înțelegem și alte perspective. O altă modalitate de a ne atenua acea durere a sufletului este să ne conectăm cu natura. Bineînțeles că natura ne împământează, natura ne încarcă cu energie și este foarte bine să facem plimbări cât mai lungi, să facem împământări, să facem băi în mare cu sare pentru a ne putea curăța de toate impuritățile energetice care sunt asupra noastră în momentul unei crize a sufletului. Bineînțeles că această vindecare implică și să ne acordăm mai multă atenție și grijă. Pentru că uneori alergăm atât de mult pentru bunuri materiale, neglijăm foarte mult mesajele pe care corpul ne le transmite, pe care mintea le transmite și ajungem să provocăm o durere sufletească și din această cauză. De aceea, când suntem în fața unei astfel de evenimente, să ne gândim cât de mult timp ne-am acordat nouă, de ce nu ne-am acordat timp și să începem să ne acordăm mai mult timp și mai multă grijă sufletului, minții noastre și trupului nostru. Bineînțeles că și meditația și rugăciunea sunt absolut minunate când avem de-a face cu criza sufletului, meditați așa cum simțiți, meditații ghidate sau meditații create de către voi înșine, iar ca și rugăciuni, ceea ce simțiți. Deschideți cartea de rugăciuni, dacă vi s-a oprit privirea spre o anumită rugăciune, înseamnă că pe aceea trebuie să o faceți, însă mai există și o combinație de psalmi, și anume 11, 22 și 33, pe care îi puteți face atunci când aveți această durere sufletească, și vă va ajuta să se diminueze considerabil. Îi puteți citi a la lung atâta vreme cât aveți nevoie de ei până când vă simți mai bine.
Recunoștința și pozitivitatea trebuie să fie în prim plan atunci când vrem să depășim o criză a sufletului. Atunci când manifestăm recunoștință, ne dăm seama cât de binecuvântați suntem. Atunci când suntem pozitivi, eliminăm energia negativă și gândurile negative și cu siguranță vom depăși mai ușor această perioadă nefastă a unei dureri sufletești foarte mari. Foarte important este îndrobirea sufletului și oamenii cu care vă înconjurați. Învățați în general, nu doar în această situație, să stabiliți limite. Învățați să vă petreceți timpul cu oameni care rezonează cu voi și cu care rezonați. Oameni cu care trebuie să faceți foarte multe compromisuri. Oameni care vă aduc bună dispoziție și care vă fac să vă simțiți bine. De aceea este bine ca niște limite să fie clar stabilite, fie că vorbim despre locul de muncă, unde uneori burnout-ul este cauza principală a unei crize la sufletului, sau pur și simplu oamenii din jurul vostru. Și bineînțeles, e nevoie de răbdare. Din nou, ajungem la răbdare, cea mai grea lecție pe care o să o învățăm de-a lungul vieții, dar cum spuneam și mai devreme, o criză a sufletului nu trece cu una, cu două. O criză a sufletului trebuie să se manifeste pentru a putea să se vindece în același timp. Amintiți-vă, vă rog, că nu există o abordare universală pentru vindecarea unei crize de suflet. De aceea v-am și dat nenumărate modalități prin care puteți să încercați să ieșiți din ea, tocmai pentru a putea vedea cu ce rezonați și cu ce nu rezonați. Călătoria unei persoane care trece, traversează o astfel de criză a sufletului va fi absolut unică și este foarte important să vă onorați nevoile și intuiția individuale în timp ce navigați de fapt prin acest proces transformator. De-a lungul timpului, cu dedicație și autodescoperire și creștere, veți ieși din această criză cu mai multă claritate, autenticitate și un sentiment reînnoit al scopului vostru. Criza sufletească este o necesitate, mai devreme sau mai târziu, sau dacă vreți, este un semnal de alarmă al divinității sau al ghizilor voștri spirituali că trebuie să schimbați ceva la tiparul pe care l-ați avut până în acest moment. Dacă v-a plăcut acest video, am să vă rog să dați un subscribe canalul meu de YouTube și, bineînțeles, un share pentru a putea ajunge la cât mai multe persoane. Până data viitoare, eu vă doresc să fiți fericiți! La revedere!